Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, aici, live pe Metropola TV. Dacă este marți, stăm de vorbă despre etapa cu numărul 25 din Superliga, care tocmai s-a încheiat. Ceasură o pisica neagră, pentru că ne-am amuzat chiar cu câteva secunde înainte de emisiune, pentru că ne demonatica de mine a scăpat paharul cu apă aici. Bine că nu pe toată masa, că altfel băieți și lui Ionel Luțan și lui Liviu Ganea le făceam un duș astăzi. Îmi pare rău. Bine că n-am dat spre voi. În rest, m-am descurcat perfect. Bine că am fost la distanță, Alice, totuși. Am ținut distanța regulamentară. Și cam mi-am întins eu aripile și am dat în direcția asta, s-a dus. Îl dau mai departe, așa, ca să nu mai riz, să mai stric Așa, totuși, ceva. că eu sunt mai aproape de tine, așa că... Așa e sunt emoții mai este? <laughs> mai la tu așa, Alice, mai la marginea terenului. Da, 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 da. Mai, mă larg, mai la mar... Uite, e un semn că ar trebui să nu mă mai bag, nu-i așa? Uh, da, nu știu dacă ți-a pisica neagră și pentru echipele din Liga 1, care au avut ceva meciuri weekendul acesta cu speranțe mari, cu rezultate neașteptate, ionel cred că am avut câteva meciuri interesante. Da, partide interesante, cum sunt cam de fiecare dată în campionatul nostru. Eu zic că, din fericire, un campionat urmărit intens, atât în partea sa de vârf, cât și în zona inferioară a clasamentului, unde, iată, din fericire, ce semioven, că este ultima clasată, face în continuare pași importanți și ține aproape acolo de restul competitoarelor, sporind în continuare interesul pentru ultimele cinci etape ale sezonului regulat. Încet, dar sigur, etapele trec și ne apropiem de finalul sezonului regulat. Pot să punctez și faptul că, cel puțin de când realizăm noi această emisiune, și ce campionate ne-au trecut prin mână, ca să spun așa, nu multe la număr adevărat, cel mai palpitant de până acum, cel mai strâns. Deci, nu s-a întâmplat foarte de să fie sco scorurile atât de strânse în ceea ce nu, privește nu -a punctele. S-a întâmplat niște înainte de jumătățire, cred că, dacă stăm bine să ne gândim, nu cred că în celelalte campionate au mai fost atât de strânse uh, punctele. Pentru că um, acum nu putem spune clar o echipă care sturge sau clar o echipă care ia titlu. Pentru că. Ceea ce și, e foarte bine? Da, e foarte bine pentru noi și pentru toată lumea care urmărește fenomenul fotbal, pentru că astfel devine mult mai interesant. Deci... Uite, avem clasamentul lui pe, pe ecran în momentul de față și, după cum putem să, să observăm, cel puțin în jos, hai să spunem că acolo la 47, 45 și 44 de puncte se mai diferențiază. Imediat cum o să vedem și a, a doua parte, vom observa că sunt cifrele, numerele, pardon, foarte, foarte apropiate. Deci. Avem ceva de discutat. Hai să începem cu prima partidă discutată în weekendul acesta. Ucluș și CSM Ioveni știm foarte bine că eram în timpul emisiunii, live, vineri, Liviu, când eram exact. acolo pe update cu scorurile. Ba chiar spuneam de cei de la CSM Ioveni că au reușit să deschidă, dar din păcate nu au reușit să câștige și să adune cele trei puncte. Un punct important până la urmă, pentru că diferențele sunt din ce în ce mai mici și poate, poate vine o resturnare de situație. E plauzibilă? Personal de situație poate fi în orice etapă, pentru că dacă întâlnim o echipă care va face 6 puncte în două etape consecutive, așa cum am avut și cazul Chindie, atunci când a câștigat trei meciuri consecutive și au făcut 9 puncte, imediat au un au, clasament, imediat au urcat. Așa că, aici, în ceea ce privește Ucluj cu, uh, cu Mioveni, uh, practic, Mioveniul rămâne uh, Uite aici. acolo jos, dar, până la urmă, Uclujul, care ar fi avut posibilitatea, jucând și acasă, să acumuleze, să facă. 27 de puncte, nu au putut lucrul ăsta, 26, pardon, n-au reușit și a venit pe fondul un joc cumva slab, pentru că mi -a, venit, a început foarte bine partida și au reușit practic să conducă cu 2 la 0 la Universitatea și nu cred că multă lume se aștepta la, la chestia asta. Cum a fost cu situația legată de, hotel, Ionel? Ai, ai un update? Cine a venit da, până la urmă, Universitatea Cluj a rămas acolo în hotelul, oarecum tradițional de la media și au celălalt cei de la ce semioveni. Asta este echipa mai mică, Alice. Chiar mă uitam la cineva seara care puncta. Până la urmă, însă, pe gazon au fost cam invers lucrurile. CSM Ioveni continuă parcursul excelent de sub comanda lui Nicolae Dică. Ne după patru etape și cred că putea fi mult mai bine pentru că na, Liviu a fost acolo pe gazon dacă nu venea golul prim al celor de la Universitatea, pe final de primă repriză. Un șut extraordinar. Și Miovenul intra cu 2-0 la pauză, cu siguranță nu se mai întoarcea soată acestei partide și tropa lui Nicolae că pleca cu toate cele trei puncte. Pe de altă parte, iată ce înseamnă calitatea la jucători. Acest Bognaros se întoarce. Un gol ceter pentru cei de la aceste Mioveni. Un jucător foarte util. Foarte util acolo, se vede că este în mediul lui. Iar acest Benjaib, nou, care pare o achiziție spectaculoasă, își pune și el semnătura din nou pe un gol. O evoluție foarte, foarte bună și Miovenul speră, justificat, după cum arată prestațiile de pe gazon. Dincolo, cred că Ioan Ovidiu Sabău are în continuare de lucru, foarte mult la universitatea, încearcă să-și implementeze așa din mers, nu stilul dumnealui. A, nu, e, de, nu... nu e ușor, nu, nu te așteaptă, e, nu te așteaptă, te așteaptă Ion, nimeni. Nici punctele, nici timpul, nici nimeni, pentru că. El a fost adus, ok, a fost omul de casă al celor de la Ocluj, toată lumea are încredere în Ioan Ovidiu Sabău, dar uite că rezultatele întârzie să apară și cumva e și presiunea asta pe el. Dar nu te aștepta să fie foarte rapid la nivel de rezultate, clar. Orice antrenor, dificil să se adapteze din mers. Oricât și există experiență, și situații invers, când mai rare, și trebuie să fie arins... o resuscitare pe termen un pic mai Știu, simt. dar trebuie să fie pe termen lung, pentru că dacă ai câștigat trei meciuri acum, la o primă evaluare, la o primă impresie de calitate, și mai apoi Pierzi la rând și duce echipa acolo. N-ai rezolvat, rezolvat nimic. Trebuie să ai o anumită Constanță. nu... să deci ai Constanță. În Cei în de la universitate. universitatea însă stau destul de bine la nivel de relații, pentru că iată, îi aduc de la Craiova pe Martici și pe Dan Istor, o mișcare foarte importantă, reușită de Ucluj, nu? Odată cu aducerea lui exact, în ultima zi de, de mercat, ultima, am, da. Și s-au mai întărit puțin, e nevoie de, de jucători. Toate echipele au marșat ieri. Pe eu câștig pe și Martici și... cu experiență. Și Nistor, nu mai vorbim de Nistor, pentru că un jucător de, valoare. Un mare plus și uite, asta ne arată practic de la conflictul care s-a iscat atunci cu Neagoe. La cine a plătit. Da, cine a plătit și ce s-a ajuns acum la, această cedare de jucători. Dă bun augur pentru universitatea. Să-l vedem pe Dan Nistor acum. Da, chiar mă gândeam, Liviu, Alice, ai o vârstă. Nu prea mai contează, că acum să nu cred că o să spună Dan Nistor, voi toată viața am vrut să joc la Ucluj salariul la Petisan pe care Ocluji l-a acordat și plecarea cu 75.000 de euro, ce largheță la Craiova acolo, la despărțirea de Danistă. Da, da, mai avea un an contract, Da, da, ai, plătit 24 vară suma, mai avea. Ai, plătit, ai plecat cu o sumă frumoșică de acolo, ești bine a plătit la clubul de unde, unde ai venit, Rămâne de văzut acum ca tu să justifici la experiența ta și de ce nu valoarea ta această investiție. Nu, eu zic că o să fie un jucător care o să ajute un Cluj Danistor, pentru că are deja maturitatea necesară a trecut pe la atâtea echipe, deci nu mai e un jucător tânăr să spui că domnule, să vedem dacă se adaptează. Nu. Este o genul de jucător care orice echipă îl ia, îl bagă, îl bagă în teren, se folosește de el și el ajută echipa. El are calitate, nimeni. dar depinde și jocul pe care Clujul îl are, câtă libertate va avea din partea lui Ioan -Sabău, dacă jocul se pliază, evident, pe calitățile... ajută în colectivitate, nu individual. Așa, să vedem. Așteptăm să vedem dacă vor exista ceva schimbări în ceea ce privește poziția din clasament și a celor de la Ucluj. Până una alta putem să trecem la cealaltă partidă cu emoții. De altfel, în Giuleș, pentru cei de la Rapid, cu Feceu Craiova, un scor de 2 la 1 pentru Aspe, se aștepta, da, o arenă plină, cum a și fost de altfel, dar și cu ceva emoții în privința, știm foarte bine, micului incident cu suporterii celor de la, de la Craiova. n a fost să fie, dar au fost să fie cu 3 puncte pentru cei de la, de la Craiova mai mai că nu s-au cutremurat toate, că tot vorbeam de ce s-a întâmplat în ultimele zile, din păcate, în zonă. Da, Lis, uh, Liviu, o echipă în formă. Fece Universitatea Craiova, o echipă care propune câțiva jucători super interesanți și mai ales când ești așa pe un val, pe un trend ascendent și marchezi, în din în diminutul 3, acest bauza cu capul de această dată, începe altfel partida, nu? Chiar tu, rapid, dacă ești mobilizat de atât de mulți suporteri și încep cu 0 la 1, repet, în fața unei echipe în formă, îți vine greu să repite. Și scuze mă Ionel, că te întrerup, nu era minutul 3, era secunda 47. Așa, m-am grăbit eu, adică. Că eu am. Ei a fost doar ce s-a început. Da, da. 47 uh, am văzut eu exact cu ochiul gol. meu. Da, da, așa, ai dreptate, cel mai Cui rapid. Să gol din acest... de la centru, s-a dat mingea înapoi, exact. diagonală. Bahasa, cred că a intrat în centru, a încercat a să tragă la poartă. La ce s-au centrat și s-au făcut cornerul. Din corner și gol. Am ținut cont special. Da, păi e cel mai, ai știu foarte bine că este cel mai rapid gol din acest campionat. L-a detronat pe cel al lui Mailat în partida Botoșani. Petrolul când, cum se spune fotbalistic, Alice și Liviu, nu te așeza bine în ghete, că deja era 1-0. Exact. Așa a fost și acolo, așa a fost și aici. Și atunci se schimbă clar datele probleme. Pleci de la 0 la 1. Da, dar tot și asta porno. nu, asta nu scuză evoluția celor de la Rapid, pentru că cumva toată lumea se așteaptă, mai ales că ai și stadionul aproape plin, se așteaptă la o altfel de presiune să pui pe, pe echipa adversă. Dar uite că ei nu, putu, nu au putut, nu au să pună presiune. Și din de cauza adversarului. Nevoie. Și din cauza adversarului, corect. Deci, practic, cei de la Rapid n-au să, să se ridice la potențialul care trebuie pentru a uh, aborda altfel meciul de când joci acasă și știi că până la urmă e un derby. E un meci frumos, sunt două echipe de tradiție. Cumva aveau, cred, că o obligație morală față de suporteri să înceapă altcumva meciul cei de la Rapidar. Când e gol, în secunda 47. Cum era gol De la vestiare, ce să mai. De, de la -te autostradă. Te de Demoralizează profund o situație de. Nu de profund, dar îți schimbă sau? cumva. Îți tot elanul, așa, cumva? Da, ai elanul. Și, cumva... și schimbă toate problemele, da. e tactic. Pentru că FCU o abordează poate altfel partid, dar se gândesc, domnule, stai un pic acum, să așteptăm un pic să lăsăm pe cei de la Rapidar, mm -hmm. să ne creăm mai multe spații. Uh, de asta spun că se pot schimba anumite partituri în timpul unui meci când începi cu 1-0 din secunda 4-7. Da, vine golul lui Iacob, o execuție cum rar vedem în România, nu din cădere acolo cu călcâiul, pe bine. final de partid, dar prinde finalul rapid, nu mai poate schimba nimic din datele problemei. Târziu, oricum, mult târziu, 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 dar totuși mai erau câteva minute, dar Craiova arată bine în acest moment, fotbalistii vorbim FC. Arată bine arată. o echipă care puternică, stabilă, care are curaj, pe are curaj și am văzut că majoritatea jucătorilor care au fost Aduși uh, acum, la cred, jucători de valoare care uh, pot să schimbe soarta unei partide, și se vede pe ei, au, au și încrederea necesară după, după ultimele jocuri. Și asta pentru că se și apropie de play și probabil unul dintre obiective ăsta este, pentru că au 30 de puncte. S-au apropiat acolo, dar mă și uitam Liviu și Alice ce înseamnă totuși calitatea, pentru că sunt mulți jucători străini în România, dar realmente calitate fotbalistică au foarte puțin. Păi mă uitam la Bauza și la Bahasa, se vede din prima un stop, o pasă aerisită pe poziție viitoare. Au curajul, nu contra un, Adică scot adversarul să din joc. Se vede calitate, e indiscutabil. Și atunci când ai în echipa astfel de jucători, cum spunea și Adrian Mititelu, mă simt liniștit. În schimb, nu prea e liniște, Până la rapid. proba contrarie, cred că este această, această liniște. pentru că Liniște cum la este... Creuva nu prea. Asta voiam să zic, <laughs> adică pe zona acolo, până la proba contrarie este liniște, până cum îți placeți ei, să spui, până la partida următoare, nu? Nu, Rapidul spunea, dar acum n-am mai spus Rapidul. Dacă câștigau, o săptămână de liniște. Acum... Bine, cred că un pic de liniște ar trebui să aibă totuși cei de la Rapid, au un număr bun de puncte, sunt pe locul al patrulea. Cred că este totuși destul de bine. Nu pentru ceea ce au exprimat ei de la început, dar. Chiar e foarte bine. Domnule, atmosfera este una fantastică, pentru că vedem un public din Giulești atât de bine educat în acest moment, în care susține echipa până la capăt, pentru că nu viu în alte situații, în alți ani, când pierdea acasă, da, a mai... că rapidul mereu a avut, a avut, susținerea publicului, chiar și când au avut momente dificile, să nu uităm de când au început de Liga 4, de când au început... A, au, adică au, avut, avut, avut suportere aproape rapid de În schimb, sunt alte echipe, nu aș putea spune lucrul ăsta la Dinamo. Păi la Dinamo, dacă ai jucat două meciuri prost, S-a terminat da, tu ai și la meci da. cu jurături de la tribuna a doua, s-a terminat. Asta spun că e un pic mai dificil. Până la urmă, publicul rapidului e un public cald, oarecum, și cred că și entuziasmul care a fost anul ăsta cu stadionul nou, cu ceea ce s-a întâmplat acolo, au dus cumva oamenii lângă echipă și încă, încă cred că mai rabdă chestia asta chiar în condițiile în care poate rapid nu ar avea rezultatele așteptate. Da, oricum pretențiile sunt mari pentru că este anul centenarului, se doreau performanțe acolo. Lumea se mulțumește totuși că Rapid joacă un rol fruntaș în acest campionat, dar se pare că cei de la Rapid au schimbat puțin optica, aducând în această perioadă 7 jucători sub 17 ani, colegi din țară, pregătesc așa viitorul. Și făceam Ali și Liviu o paralelă, pentru că UTA a adus 7 jucători din Ghana și Nigeria, cam de aceeași vârstă. Rapidul e bine, a recoltat din țară 7 tineri jucători, foarte talentați se spune pregătind o etapă următoare, adică pare interesant, din ce în ce mai interesant proiectul ăsta fotbalistic de la Rapid. Da, de inspirație vestică, cum suntem obișnuiți de altfel să vedem în ceea ce înseamnă campionatele puternice din Europa, lucru care mi se pare foarte ok să evolueze în, în sensul acesta, adică să nu faci neapărat un import și să încerci să te dezvolți către export în cazul da, lor. Da, să Dă, până la urmă, scopul tău final este, nu, să îi trimit și pe ei către un viitor mai bun. Da, să-i crești fotbalistic în mediul tău, încă de vreme acum, probabil că unul, doi vor confirma. Evident că sunt oameni care urmăresc tineri jucători în țară, nu au fost aduși întâmplător. Oricum, procesul ăsta de maturizare este dificil. Dar faptul, proiectul ăsta așa în sine arată bine la rapid. Ne gândim foarte Arat, atent și la viitor. Arată bine pentru viitor, într-adevăr. Pentru că viitor. Suporterii cum vor fi așteptat acum, și mai ales că este an de centenar, Cred că ar fi așteptat acum poate niște jucători mai cu experiență, de o valoare certă, care să vină exact acum să, eu știu, să ajute rapidul. Să împingă un pic, spui tu, rezultatele exact, de la spate. Exact, și să pună pretenții pentru câștigarea titlului. Ori toată lumea spune, doamne, da, e foarte bine că aducem tineri, dar, într-adevăr, e ceva pentru viitor. Adică anul ăsta sună că vedem ce ne facem, cum ne desfăcăm, exact, dar încă nu, nu facem pasul pentru a pune pretențiile de titlu. Lumea e o luptă echilibrată acolo, în continuare, cu înjumătățirea punctelor și rapid poate conta, fără dar și poate. Primele până la locul Primele 4, oricare dintre ele, părea mea, și chiar locul 5, exact, ur, care poate și titlul. titlu. Haideți să vorbim și despre cei de la UTA Arad, despre care știm foarte bine că sunt acolo în subsolul clasamentului. și Dacă vineri discuteam despre această partidă cu cei de la FC Botoșani și cumva tindeam să le dăm o șansă în plus celor de la Botoșani, iată că nu a fost să fie 3 la 1 pentru UTA. Pare că își revin, totuși, că este un colac de salvare undeva? Bine, acum cu trei puncte, Măcar știi, un pic. nu, nu se face primăvară, dar. Dar e de bine. ce? Au Hai să încercăm! Au 23 de puncte până la urmă. UTA e o victorie de moral și o victorie foarte importantă pentru că, până la urmă, e contra Botoșanului, Botoșani care uh, au pierdut o șansă mare de a se apropia foarte mult acolo de zona locului 6 un botoșan care a avansat într un timp foarte scurt. Ei cred că 9 puncte au făcut dacă exact. nu uita. Exact, din 3. 3 din 3 și atunci uh, ar fi însemnat foarte mult pentru Botoșan, să să și la Uta, dar uh, Uta se pare că a avut așa o tresărire de orgoliu și de ambiție, pentru că am văzut ei au câștigat jocul ăsta mai mult prin ambiția și prin faptul că și au dorit mai mult, au câștigat mai multe de doi lor. Au alergat mai mult decât cei de la FC Botoșani. Și atunci Cumva cred că aveau și ei nevoie de, de un start din ăsta, de trei puncte, după tot ce urma și toate partidele pierdute și uh, rezultatele care nu, nu au fost cum trebuie. Uh, dar acum să vedem ce va urma pentru ei, pentru că au 23 de puncte, sunt practic Preacuțit. în aceeași situație. Sunt Punctele sunt cam la fel. Și că ai 20, că ai 23, tot acolo ești. Da, dar iată cum se întoarce în rata asta fotbalistică. Fece Bătășani, învegea petrolul, 5 la 0, după două goluri marcate în primele patru minute. Se făcea 2-0 după acea partidă Nicolae Constantin plecat de la cârma Petrolului. Acum UTA începe furii bun și marchează Botoșanului două goluri din primele 10 minute, dacă nu greșesc, că revine Botoșanul, Mihai Roban la pauză și aprinde puțin partida cu golul din minutul 45. 5 UTA marchează și golul 3, un tempo puțin mai modest al Botoșanului, care, bine spune Liviu, traversa o perioadă excelentă. Asta nu stinge cu nimic perioada bună a lui aceste nu, pentru că UTA avea ori. mare nevoie de puncte Tot trei și iată că le au obținut au. un pic de liniște, câteva zile că la UTA, în situația actuală, Ei, deja, Dacă nu câștigi următorul meci, clar, se șterge și acest cu 23 fapt. de puncte e același lucru. Dar pe de altă parte, 3 puncte în plus te pot duce direct pe locul 11, în cazul în care, bine, golul averajul mai contează și ceea ce fac ceilalți. Ca uh -huh. În momentul de față, diferența asta este între locul 11 și locul pe care locul. Da, sunt foarte strânse, punct. dar trebuie să legi rezultatele astea favorabile. Mai depinzi și de ceilalți și exact, la matematică da. e bun colegul Ionuț ca probabilități. să, urma, pe probabilită să pe probabilități. Depinzi de tine, în primul rând, dar dacă tu adun puncte, te uiți așa mai detașat la ce fac ceilalți. Dacă tu nu adun puncte, tremuri, în special pentru celelalte rezultate. Băi, să mă ajute și ea, să mă ajute și ea, că eu nu pot, din păcate, să mă ajut eu. Așa, dacă tu câștigi, ești oarecum mai liniștit și ai echipa pe un trend bun care îți dă ceva încredere. Acum, dacă etapa următoare nu completezi punctele astea trei cu altceva, te întorci de unde ai plecat. Asemenea și pentru cei de la FC Botoșani? Botoșani nu se întoarce acasă. Iată că dacă n-a mai marcat mai lat un jucător în mare formă în acest moment, dar îl au și pe Roman, care marchează și el cu regularitate acolo, Botoșani nu rămâne o pată de culoare importantă la acest debut de an fotbalistic 2023. A arătat sub comanda lui Flavius Stoican că poate pune probleme. Botoșanul este acolo, sub linia de play-off, are ceva puncte minus, dar pare că eu sunt la um, rămâne un joc. pe asta chiar mă foarte echilibrat. Botoșan, Craiova, Petrolul sunt despărțite de trei puncte și cu și de patru puncte. Adică oricare dintre etapele următoare poate încurca pe loc de, de pleu. Da, ideea este că dacă mă intrăm în ultimele cinci etape și nu prea mai sunt permisi pași greșiți. Cu cât uh, ai un parcurs cât mai constant, cu atât te apropii acolo fiecare echipă Uite de obiectiv. Vedem 1000, acum nu? din nou clasamentul și imediat o să o să se schimbe și vedem că cei de la șep și sunt cu 35 de puncte. Uite, asta e frumusețea, parcă devine din ce în ce mai tensionată atmosfera, mai mi se pare, eu. nu e așa? Nu, e un, e un campionat atractiv, deci, așa cum am spus și mai devreme... Adică merită să te uiți la fiecare p meci. Păi da, pot fi schimbări de clasament în orice etapă. În orice etapă sunt echipe care urcă două, trei poziții sau coboară două, trei poziții. Mai mult în play-out decât... Da, play pentru că distanța este foarte scurtă. De un singur meci. Ai câștigat-o, ai pierdut adversarii, ai trecut deja peste ei. Exact. Da, cine are noroc, poate cine nu Și Nu știu ce să spun, că sincer nu vreau să știu ce a fost în vestiarul celor de la CFR Cluj și uh, nervii și supărarea lui Dan Petrescu după ce au pierdut cu scorul de 2 la 0 în, fa în fața celor de la CSU Craiova. Dan Petrescu venind după acum două eșecuri. Da, am Petrescu foarte Cam supărat. Cam greu de digerat aceste eșecuri, mi se pare. Cam rar se întâmplă să fie unul după altul. Da, 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 Sunt anumite semne de slăbiciune evidente la CFR. În primul rând, apărarea, care nu mai oferă garanțiile de altă dată. Chiar asta a și Dan Petrescu. Măi, nu marcăm, dar nu primem. Acum, CFR-ul pare să primească cu destul de mare ușurință goluri. Am văzut și în partida cu CSU Craiova, unde Ivan, în formă, nu? Dar și cu ajutorul defensivei, Clujene. În formă, da, până la urmă... de execuție. Da, are execuție, șutează acolo. Dar ideea e că CFR Cluj, cumva, cred că întrebarea pe care trebuie să-și pune ei să fie, ok, mult mai prezent și pe faza ofensivă, că nu nu mereu, nu știu, te păzești că, că vei fixă. lua gol, știi, da, și nu, nu mereu vei putea marca dintr-o fază fixă. Dar cred că CFR cumva ar trebui să se concentreze sau să-și concentreze jocul mai mult și pe partea ofensivă, să încearcă să pună și presiune pe adversar. nu mai o fază fixă, bate, deac, perfect, Bine vine cu dar, capul, vine și, capul și, și, și se rezolvă meciul, cred că au nevoie de mult mai mult ce ul anul ăsta pentru a, pentru a câștiga titlul. Da, și în special, Alice, că vin și aceste echipe, cum spunea și tu din urmă. Presiunea este mult mai mare pe CFR în acest moment. Pentru că vede că adversarele, echipele din spate, au puterea anul ăsta să schimbe puțin ierarhia, nu? S-ar putea să, se, de se decide tot, tot, în ultima etapă, în ultimul moment. Oricum, au alte argumente formațiile care sunt în spate. Te pot detrona în acest an și cred că simt și ei lucrul ăsta, Clujenii. pe de altă parte vine și această dublă cu Lazio, și probabil nu Liviu Alis, că jucătorii se gândesc și la aceste eveniment, mai ales că acum este o dublă eliminatorie. Nu mai este ca în grupă, mă stai puțin că poate mai recuperăm. Ar fi o reală performanță să treci de la nu? Pentru CFR, pentru fotbalul românesc. Ar fi extraordinar, dar, dar. dar. să așteptăm primul meci de joi și facem calcule Alis pentru retur. Da, Doamne ajută, ar fi un lucru extraordinar pentru o formație românească să reușească o performanță și într-o competiție europeană. Aproape că am și uitat de această competiție atât din timp a trecut. Dar, Liviu, voiam să te întreb pe tine, pentru că tu ai fost până la urmă angrenat în acest fenomen, la ce timp ar trebui să intervină o schimbare a rutinei? Pentru că pare că la CFR Cluj există o rutină destul de stabilă în ceea ce privește uh, jocul lor? Când ar trebui să intervină o schimbare? Că, da, Alice, nu, nu cred că este vorba neapărat de, de un timp. E vorba de jocul, echipei chepe și ce se de. întâmplă. Pentru că știm de. foarte bine că Dan Petrescu, atunci când am mai plecat odată, la fel lucrurile nu funcționau, au intervenit discuțiile cu conducerea, uh, toată lumea i anumite chestii și să nu uităm că și în campionatul ăsta la un moment dat au fost niște discuții cu domnul Varga, când tot așa lucrurile nu prea mai funcționau, Dan, Dan Petrescu declara altceva, Varga, domnul Varga spunea că e nemulțumit. Adică, și atunci au fost niște tensiuni care tot datorită rezultatelor au dispărut. Dar acum rezultatele vorbesc pentru Dan Petrescu, pentru că ok, ai avut înfrângerile astea, depinde ce faci cu Lazio. Dacă și Lazio, nu știu, vei, vei, pierde fără drept de apel în dublă manșă, după aceea te întorci iar în campionat, ok, diferența e mică, toate echipele sunt acolo. Dar depinde, ce. dacă mai pierzi un meci, două, până se intră în play-off. Recuperarea va fi mult mai grea. E mult mai greu și e și un semnal de alarmă către tot ceea ce înseamnă CFR, ce către conducere, către, adică toată lumea începe să-și pune întrebări. Domne, ok, rămâne Dan Petrescu, îl apreciem, ne-a câștigat titluri, știm foarte bine, dar avem garanția că în urma acestor rezultate, dacă va rămâne el, vom mai putea câștiga titlul. Și atunci, în momentul când se pun astfel de întrebări, există o presiune acolo în cadrul echipei, care pleacă de la conducători, pleacă de la jucătorii după aia se întreabă, domnule, ce nu funcționează? Pentru că am fost atent pe reluare, cred că în timpul meciului cu, cu, cei de la CSU, Dan Petrescu era foarte nervos, cred că după golul 2, se întoarce către bancă și spune, domnule, nu mai figuri, adică se cita pe, pe buzele lui și da, nu mai da, figură, da. nu mai figuri, adică era, era foarte supra de partea, de partea defensivă, la modul cum a trecut Crețu, acolo în partea stângă și a reușit să centreze da, pe da, Ivan. Da. Știi? Și atunci, adică, clar se vede că și acolo sunt anumite tensiuni. Și nici nu vreau să mă gândesc și a fost săptămâna asta premergătoare la, la ce Bine, Eu tramite. cred că au digerat cu responsabilitate, Liviu, pentru că vine un examen european de atât de mare anvergură și nu cred că era cazul, părerea mea, nu acum să amplici foarte mult. Într-adevăr, trage un semnal de alarmă. Clar. Dar să inflamești mai mult atmosfera înaintea a doua lui eu nu cred că este gazul Iar tu spuneai. A, a. Dar nu e benefic pentru nimeni să ai genul acesta de, de, te, de tensiune în cadrul echipei, în momentul în care vine totuși un examen important, care, ok, și campionatul cântărește mai mult decât ar trebui, dar și asta e un examen cu atât mai. care atârnă cu atât mai greu. Deci. Nu știu dacă e benefic pentru nimeni. În general, nu e benefic să ai genul acesta de tensiuni, pentru că uite ce se face. da, se pe de altă parte, la Craiova, un adevărat război acolo intern. Pleacă pe banda Rolando, jucător cu mare experiență. Paul Pap, iată Dan Istor. se pare că a înțeles <coughs> mesajul, până la urmă, care a fost transmis domnului Rotaru, că până la urmă trebuie să mai plece și anumii jucători, pentru că lucrurile nu sunt deloc cum trebuie. Degeaba au tot plecat antrenori, că până, până la urmă trebuie să mai scap și de anumii jucători. jucători care Aveau uh, salarii mari, aveau contracte foarte mari, nu mai erau folosiți, adică, practic, cum a fost și cu Nistor, da? El mai avea contract până în 2024. Dom'le, te înțelegi? Până și jumătate. Da, îți mai dau 3 salarii, sau câte salarii îți mai dau, 4 salarii, sau câte vreau să-ți dau, pleci, sau îți dau și uh, rămânem și în relație ok, i-au și împrumutat către UCLUJ, care se pare că, iarăși, o relație, au o relație foarte bună acolo, că l-au adus pe Vlădoi înapoi. Și cumva au încercat să scape și au început să scape de anumite jucători de care nu, nu, aveau nevoie. Și uite că se pare că îl lasă pe Neagoie și să, -și, să aibă o mână liberă, în care ieri să alegă primul și uite cât de inspirat a fost după când a făcut schimbările, când a băgat pe Crețu și da, dar, chiar a că, da bine, ai un luat foarte bun calitativ, pentru că nu Crețu, care era titular de drept până acum, iată este doar pe banca acum. Uh, N-am văzut că și alți doi fundași centrali experimentați, nu? Mitra și Găman, par să fie și ei pe făra și acolo. Într-adevăr, este o dovadă de forță din partea antrenorului. Dacă Are e mână lăsat, liberă exact. și ia deciziile pe care le crede e de în acest moment. Să știe că la Craiova, ce spunea și Aris, liniște, echilibru. Uh, mai greu de găsit acest cuvânt. Deocamdată, rezultatul ăsta, cel puțin, de apă la moară celor care merg pe una lui Neagoi. Dacă însă, în etapele următoare, lucrurile nu vor mai merge așa, se va pune în balanță unde sunt jucătorii. De ce a plecat Nisto, de ce a plecat PAP, de ce a plecat probabil Mitra, care până la urmă a rămas. Urma să și se e un la, examen și la, la următoare ce se face CSB. Da, și vorbim Alici și de. Liviu, aici eu putem cântări așa, de exemplu, probabil că cei de la Craiva nu sunt mulțumiți în totalitate nici de Câmpan. Dar el este un jucător tânăr, de pe urma căruia probabil, într-o perioadă nu foarte lungă, tot mai sper ceva. Ei bine, papa are 33 de ani și este la final de carieră, Nistor la fel, adică sunt jucători care și-au făcut datoria. Exact, și automi. vor să despartă cum adevărat. să se care au elegant, o așa, o vârstă care vârstă... Sunt conștienți că nu mai pot obține niște sume importante exact. Pe... dar jucătorii care iei în curte, cum e Câmpanu sau care sunt... Marcovici. Bayram că e accidentat, mă rog, Marcovici. Și care uh, a jucat crezi că vei lua o sumă de bani pe și atunci trebuie cumva să le oferi echilibru un pic balanța da, 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 pentru ceea ce vorba în viitor Un, un echilibru a existat în ceea ce privește scorul și la FC Argeș cu Farul Constanța 0-0 la -0, câte un punct pentru fiecare echipă în momentul de față formația lui Hagi rămâne pe, pe primul loc dar să vedem și până când ce, a spus, ce spune jocul celor de la Farul Constanța știind că cei de la FC Argeș momentan cam șovăie pe anumite părți. Da, doar aș vrea doar să adaug ceva a, legat de grija asta pentru viitor. Iată că CFR-ul l-a montat în trebuturi, unde l-a achiziționat pe Cătălin Căbus de la Kindia Târgoviște, că din vară va veni evident, dar a semnat. Grija asta pentru viitor se vede la CFR, are un nou portar Cătălin Nu Cred că Alice Farul se poate declara nemulțumită până la urmă de rezultatul final de la Pitești, chiar dacă jocul a fost unul deloc așa estetic de această dată. Și terenul, cred că l-a jucat peste jucătorii lor, celor două formații. Teren greu. Tot Teren greu? Artișul mi s-a părut totuși o echipă puțin mai, mai echilibrată ca și prestație generală. Nu e logventă, nu plăcută. Mai dar organizat, așa, se vede ceva acolo. Dincolo au avut câteva ocazii, nu foarte multe, nu? Farul. Și evident că Giga nu putea spune decât acest lucru. Sunt mulțumit că nu am luat gol, sunt supărat că nu am marcat. <laughs> Da, cred că îți dai seama tot ceea ce la ce se gândeau cei de la Faro. dacă că trecut eu, eventuale trei puncte pe care le, le, puteau lua la Pitești, aveau iarăși, completau cumva parcursul din ultima etape. Dar uite că vin și meciurile astea în care farul demonstrează că uh, se mobilizează foarte bine în meciurile cheie, când joacă cu CFR sau când joacă cu FCSB, dar în momentul când joacă cu echipe din, din play-out, Parcă lipsește ceva pentru a reuși să treacă de meciurile astea care, uite, cum să se joacă pe un teren greu, e frig, joci cu o echipă care nu are altă cunoscă, să de fel. orice. Atunci parcă nu, nu, au reușit să treacă peste, peste chestia asta și cred că asta, asta face diferența între echipele care câștigă campionatul și echipele care mereu termină pe locul 2, pe 3, pe 4, care sunt acolo. Spui, da, că da. abordare, pic, Iune, spui că această abordare, scuză un pic, Ionel, spui că această abordare s-ar putea să-i coste pe cei de la Farul Constanța Cu siguranță și acum, păi, acum ok, ai luat un punct, dar ai pierdut două puncte, să spunem, pentru Farul. Poți să spui că ai pierdut două puncte la Pitești, pentru că la ceea ce s-a întâmplat, spropine, Cei de la FCA își pot spune că au câștigat un punct. Exact, exact. Pentru că FCA vine după perioada grea, vine după perioada în care nu le iese jocul, în care au fost problemele cu... Uh, croitorul care nu putea să stea lângă echipă și așa mai departe. Dar uh, cred că toate echipele din frunte de acolo în momentul care se încurcă cu echipele din, din play-out pot regreta anumite puncte pierdute când, când se ajunge acolo la, la acția, da, vedea, pe dar, pe dar pe de altă parte nu poți să ai această regularitate, inclusiv farul să bați pe toată lumea. Până la urmă e un punct apreciat câștigat la Pitești, pe un teren unde dificil. Argeșul încearcă să revină la un potențial bun. Este o echipă care poate pune probleme oricărui adversar. Până la urmă, farul nu pierde. Își cosmetizează poziția din fruntea clasamentului, profitând, cum spunea și Alice, și de celelalte rezultate. păi dacă el au pierdut și -a luat un punct, chiar la Pitești, până la urmă, e bine pentru tine. Da, dar Jocul îl că îl vedem pe Gica după antrenament, după joc în care spune, da, că adică era cumva așa descumpănit, domne, s-au gândit ce bine a fost să luăm trei puncte, știi că ne desprindeam un pic dar, cu clasament, eram acolo, dar și el și-a dat seama că probabil și echipa lui are anumite limite pe ca... peste care nu poate trece. Și atunci uh, mă gândesc că s-a mulțumit și cu punctul respectiv. Nu, și spunea și Gică Hagi și este cel mai întreptățit. În special la jucătorii tineri, nu poți să ai aceeași continuitate în evoluții. De bună calitate, unul, două meciuri, fiind unul mai slab, nu? Și dacă nu marchează nici Alibek, atunci e greu să dai gol, nu? Chiar dacă ai calitate, e indiscutabil de la mijloc în sus. Nu pot avea aceeași continuitate. e greu să aceeași constanță. Exact. De vedere jucătorii ăștia. Prin două, trei partide bune, urmează una mai puțin reușită. Și dacă se întâmplă ca mai mulți jucători pe care ai în teren atunci să fie în aceeași postură, iar Alibec, purtătorul tot de cuvânt acolo, că tot laudă Gică Hagi în fiecare partidă pe Alibec, n-am văzut așa ceva. Parcă s-a cumințit deodată, așa, știu, parcă mă are o aură de supra capului de am urmărit de atent, Liviu Alis, partida trecută. În care, bine, și alibek are o experiență. O striga că Hagi de pe margine, mă uitam atent. Și Alibec nu vrea să răspundă. Păi da, da, este un progres pentru că înainte când de striga ceva totodată din, dădea din mână, știi, da. Din mână, a acum el -a auzea spus, cu știe? siguranță dar și acum nu. Dar nu, pace, adică nici nu da. îi răspundea, exact. dar nici nu da, se întorcea da, da. cu spatele. Și, și... Gică s-a enervat teribil când vedea că jucătorul, nu știu cine are curaj la Faru să nu răspundă. Alibec s-a scris la această categorie. Dar îl salvează prin golurile marcate și atunci devine așa o simbioză între cei doi la final de parte. Da, bine, cred că toată lumea știe că are o personalitate ceva mai uh, vulcanică, ca să spunem așa, și poate, poate să pună probleme. Presiune. Da, cred că e mult spus presiune, <laughs> dar probleme, sigur. <laughs> Bun, haideți să trecem mai departe. Fece voluntari și FCSB, un meci foarte așteptat aici, în apropierea Bucureștiului. Din păcate, fără succes pentru cei de la Fece voluntari, FCSB câștigând cu un scor de 2 la 1 și se apropie vertiginos de ceea ce și-au propus, și anume ocuparea primului loc. Da, dar mai e mult până departe vorba filmului. Da, mult până departe, dar sunt niște semne relevante la felul în care merge echipa acum. Pe de altă parte, când ai un lot de genul ăsta, bine garnisit de la mijloc în sus cu jucători, care pot barca oricând. Iată că acest Malcolm e. Juma marchează în două partide goluri decisive de șase puncte. Apare și, foarte bine la Apare finalizare, foarte bine la finalizare și atunci tu, Liviu, nu ca adversar. Pe cine să marchezi? Cordea, Companiu, uh, Tavi Popescu, Șut, uh, Cine da, e acolo? Toată lumea își face griji de jucătorii face... ofensivi. Exact, și atunci apare de, linia a doua, care pare, și nu putem spune că are un șut extraordinar. Sau, dar e acolo, e, e, e la locul potrivit. apare care, și pe centrarea aia. Când are un calm cap, așa adică... proverbial acolo în fața porții. Serios, adică nu are o mare experiență. Dar acolo când ne aducem aminte faza de la CFR, în care cu atâta dexteritate, de pe terenul ăla aproape imposibil, reușește să dea peste portar. Da, de scăriță care... Scăriță care asta nu o face oricine. Da, și în ce moment. în, moment în ce în moment. În care, da, Și pe teren? În, în fața căruia e adversar. Nu? Iată acum o dublă care mm. duce. Bine, au tremurat pe final acolo, după reușita de senzație a lui Marcelo Lopez. Însă mi se pare că voluntariul pare să aibă așa niște tipare. Parcă nu îndrăznește mai mult, Liviu. Bă, eu, eu asta am tot spus mereu. Deci ar părea că poate, da? Pentru că ciobi eu îl înțeleg. Pe undeva apare... Vrea să aibă siguranța asta defensivă, vrea să nu ia gol. Vrea tot timpul să, să fie echipa care... Uh, uh, nu știu, acumulează măcar un punct dintr-un meci. E mai precaut din fire. Da, E mai precaut, dar cred că în unele meciuri trebuie să-și propună mai mult, pentru că și dacă te-a bătut FCSB-ul acum, te-a te bătut cu 2-1, tot nu ai luat niciun punct. Adică Bă poate dacă îndrăz... Estetic, da, abințes. îndrăznești puțin mai mult știi, în, în anumite meciuri și poate vei avea și câștig de cauză. Da, iată, sunt patru partide pierdute de fece voluntari, însă a venit aseară foarte ferm răspunsul conducerii clubului, prin care lui Liviu Ciobotariu i s-a garantat fără rezerve postul până la finele campionatului, pentru că nu Liviu Alis, la noi ai pierdut, nu patru meciuri, două, și deja te uiți, băi, mai sunt pe bancă sau nu? Iată un mesaj de susținere pentru antrenor care ar trebui să dea încredere în continuare. Așa e normal, dar știi cum e noi, la noi în campionatul, eu țin minte, era această replică în care la ce Cluj, că era domnul Mureșan, la fel spunea. E o problemă cu antrenorul? Nu, no, nicio problemă. Are contract pe noi 5 ani rămâne. Și după două săptămâni de afară. Știi? Adică în fotbalul românesc era o chestie de genul ăsta în care Uh, cumva în care momentul în care aveai o siguranță declara era, deja, în declarația deja, deja proprie că Nu, știai nu că... cred că e Nu, aici nu, la nu cred, cred că cred. este cazul. Îi se acordă o încredere foarte mare lui Liviu Ciobotariu și pe bună dreptate până la urmă, pentru că, ok, vedem performanța care s-a făcut în, în campionatul trecut, dar acum, în momentul de față, ideea e să iasă de acolo, din, din zona înflăcărată. Diferențele iar sunt mici, reluăm discursul, se poate întâmpla orice de la o săptămână la alta. Da, Liviu Ciobotariu are pe masă contractul pentru prelungirea lui cu fece voluntari. Deocamdată, evident că se gândește la situația următoare, să scoată echipa din impas, meciurile care urmează sunt din nou dificile. Însă, clar, când ai la dispoziție o echipă experimentată, aștepți de la meci la meci, poate următorul, să aducă revirimentul la de care este nevoie. A fost un meci, din păcate, marcat și de acel incident dintre Jumal și Igor Armaș. Chiar astăzi Igor Armaș spunea că se simte mult mai bine și că va putea fi pe teren în partida următoare pentru fece voluntari. Un capitan un... de echipă emblematic, spun eu, care a ținut să rămână pe teren și în situație atât de dificilă. Un exemplu rar pentru colegii săi de echipă. Și am văzut, în afară de chestia asta, am văzut o evoluție bună lui Damascan care încearcă, -a intră în interior, acolo, se, da. se, se zbate, dar se vede că nu e susținut și voluntarul, până la urmă, nu are foarte multe ocazii într-un meci. El și-a făcut o singură intrare în interior și cu stângul, știi? Dar uh, cred că trebuie să, să vină mai multe mingi în fața porții, să aibă parte de mai multe centrări. Pentru că și în golul lui Lopez vine, practic, e, uh, nu știu, e o execuție, acolo. nu vine din joc care al voluntarului care ți-a da, mingea acolo, știi? El, da, îi vinge mingea un pic sărită și o face el și dă foarte bine în vincul. De zic că cred că voluntariul are nevoie de un pic mai mult pentru a reuși pentru a să iasă din zona respectivă. Deci, un pic de îndrăzneală și să vedem dacă lucrurile se schimbă. Vin două craiove foarte bine montate, așa că le urăm succes și celor de la FC Voluntari, dar și adversarilor pe locuri. Șep și Oseca și Chindia Târgoviște, un scor de egalitate 2 la 2, chiar dacă lucrurile păreau să meargă foarte bine pentru cei de la Chindia și să plece cu trei puncte, o revenire foarte bună. Sepsi, pe partea cealaltă, este pe loc de play-off în momentul de față. Așteptăm și soluționarea cu privire la acel meci despre care știm cu toții, care ar putea să aducă încă două puncte față de cum sunt trecute acum. Pentru că s-a alocat câte un punct pentru fiecare ca și mai așteptăm. Dar Tin să cred că va fi câștig de cauză pentru cei Mâine este o nouă ședință a Comisiei de Disciplină în care probabil se va lua o decizie sau celor o probe suplimentare din partea părților implicate, iar mâine ar putea să vină răspunsul. Să analizeze și să vadă. Exact, pe baza la toate documentele de care este nevoie pentru că această comisie să ia decizia cea mai, cea mai întretățită. Eu cred că cei de la SEP și plătesc un tribut mare acele întreuperi din partida contra Craiovei. Echipa părea să fie înderit, n-a evoluat decât 25 de minute sau 20 câte a fost, după care parcursul ulterior n-a mai fost la nivel. Acum, iată, vine Chindia, o echipă în formă, neînvinsă în acest an 2024, Toni Petra capătă în continuare încredere. Se vede, clar că este antrenor. în momentul în care demonstrez o echipă care mică. mică, care nu are anumite posibilități, nu are, eu știu, la dispoziție cel mai bun lot. Nu are sau, stadion. Da, un, nu să mai stadion de joacă mereu în deplasare. A, reușește chestia asta și, cum ai spus și tu, Ionel, sunt neînvinși. Și asta se vede și din încrederea jucătorilor cu care abordează meciul și asta e cel mai important, încrederea care există în vestiar acolo, în momentul în care abordezi următoarea partidă. Pentru că, ca echipă mică, când vii după, nu știu, ai o înfrângere, două, trei, nu se leagă jocul, e foarte greu să revii, e foarte greu să ai uh, evoluțiile așteptate și să ieși de acolo. Dar, până la urmă, Chindia vine după rezultate bune și cred că toți, atât jucători cât uh, și stafful uh, echipei, sunt convinși că se pot scăpa de-aia îi ajută jocul în momentul ăsta, și bă, abordează chestia cu cea mai mare încredere. Da, uite că probabil că nu știu câți antrenori sau conducători luat pe acest Akhmatov, care vine de la jucase în România la Comuna Rece, o echipă desfințată, cel care a marcat golul 2. Dacă experimentatul Rondon nu puncta înainte de pauză, Chindia nu pierdea. La șef da, și de la 2 Au luat golul exact, când, luat nu trebuia, exact când nu da. trebuia știi? Adică când trebuia pentru echipa gazdă Când nu era necesar pentru echipa oaspete Dacă intra cu 2-0 la pauză La felul în care evolua Chindia clar ne mai pe jucătorii lui Toni Petrea. Și dacă până acum vorbeam de na, acel trio, să zicem, formidabil, nu Neguț, Daniel Popa, Popa Diuc, iată că acest Cooper, prietenul nostru, începe să marcheze pe bandă rulantă, din nou gol pentru Chindia este prietenul nostru venind de unde? Din insulele Capului Verde. Așa. Că nu mai țin cont care din Corea de Sud, care... Daniel Popa e al nostru, s-a întors, dragă Alice din Corea. Da, dar de când mă minți, Cooper. de când îmi spui, am zis să vină băieții ăștia să stăm la masă, să aflu eu diverse lucruri, în special despre mâncare. După aia vorbim și despre sport. Da, oricum revenim puțin. Deci, Chindia are acum foarte mulți jucători interesanți, pentru că l-am revăzut Liviu, spun Liviu pentru că n-a jucat acolo în centru, și mi-a plăcut puține acțiuni, dar parcă îl revedem pe Sergiu Buș. Am văzut da, vreo da, două, trei acțiuni așa de calitate, incontestabile. Are, 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 și el nevoie de puțin timp. Exact. Vine după, vine după perioada în care nu are reușit să evolueze foarte mult. Dar uite că uh, acest transfer la Chindia cred că îl va ajuta și, și el va ajuta Chindia, dar mai are nevoie de, mai are nevoie de minute pentru chestia asta. Popa Diuc, Doru, Daniel Popa, Neguț, Cooper... Uh... Nu, jucători, jucători, buni în compartimentul Sergio defensiv, și de, de în sus stau foarte bine. De aia cred că au și încrederea că pot reuși și jucătorii simplu că au stat prin jocul lor și prin plombele care au, care au mai fost aduse la, la Chindia, ca au posibilitatea de, de, a scăpa de retrogradare. Cea mai mare fluctuație pe care a avut-o o echipă în acest campionat, mi se pare, Chindia Târgoviște, care ajunge de pe ultimele locuri, pe locurile fruntașe și, și tot așa are o veșnică schimbare de poziție în clasament. Rezistă. Că... E important că rezistă acolo. Important e că își revin după o perioadă, adică vertiginos, cumva. Acum, domne, ajută să nu se ducă iarăși pe pantă ascendentă. Acum arată scende. lucrurile, alis, clar, Chindia este pe pantă ascendentă. Și dacă partida de vineri, în care clar echipa lui Toni Petra este favorită cu Cluj, mai aduce alte trei puncte, Chindia urcă bine de tot în clasament la acest moment. Neașteptat. Asta zic, o schimbare radicală. Putem să vorbim despre o, con o constanță și ceva ce se face bine la cei de la ȘEP și luând în considerare faptul că, an de an, Pozițiile în clasament sunt bune, prestațiile lor sunt bune, atât în campionat, cât și în competiție internă, în Cupa României. Putem să vorbim despre faptul că acolo se vede ceva se bine, fac, se face ceva trebuie, sănătos, cu siguranță, pentru că știm că forma de organizare a clubului este una foarte bună. Noi nu vedem declarații date de aiurea de conducerea celor de la Șep și trezindu-se după etapă, pe alta, la, la, la anumite declarații. Uh, jucătorii sunt bine plătiți, se respectă totul este, n-am auzit niciodată probleme cu banii de, de la șef și tot nu cred că ar putea avea probleme cu banii, știm foarte bine că există această finanțare externă Păi da, dar to toate chestiile astea duc la... Care uh, se respectă Duc la această liniște din, din cadrul echipei uh, nu se schimbă antrenorii atât de stabilitatea des. Antrenorului stabilitatea antrenorului e importantă Stabilitatea iarăși este importantă și toate lucrurile astea duc la rezultatele pe care le au cei de la șef dar oricum, eu, pe de altă parte, sunt sigur că cei de acolo, la Dioseghe și oamenii care sunt în club, ar dori mai mult Liviu. Adică ar cam fi momentul, după aceste investiții generoase, după stabilitatea de care se vorbește acolo, stadionul și gazonul ar vrea mai mult să facă pasul următor. Pare însă că și e și nu este pregătită la acest moment, să se implice și mai mult în mm, această luptă. Și pare că, uh, nu știu dacă este vorba că nu este pregătită, ci că are un plan pe termen un pic mai lung. Și dacă mai au răbdare, pentru că, că tot mă uitam la. și în alte sporturi pe care cei de la Sfântul Gheorghe le dezvoltă acum sub această emblema celor de la ȘEP, și este tot așa un plan de lungă durată, care da, e foarte, foarte sănătos. Au trecut cel ceva ani și pare. așteptările sunt mai mari, de la ediție la ediție la ȘEP, și parcă se opresc acolo, undeva, mai mereu. Dau, dau părerea, dau impresia că pot mai mult. Însă, din păcate, undeva nu ceva reușes. se oprește. Pentru că pentru șef și la ceea ce se vorbește acolo, dacă echipa nu prinde playoff-ul, pare să fie deja o dezamăgire. În condițiile astea, da, dacă, dacă nu ar prinde playoff-ul, ar fi o dezamăgire cu siguranță. Dar, așa cum spune și Tionel, parcă încă nu sunt pregătiți de a se bate acolo, știu, la primele trei locuri. Exact. Încă nu. Parcă le lipsește ceva. Cred că. Uh, anumite transferuri pe care ar fi putut să le facă, transferuri de jucători. Uh, nu o știu, investiție poate un pic mai mare? Un pic mai mare, în care să poate să și plătești pentru anumi jucători, nu neapărat că aduci mereu jucători, ok, jucători de valoare ce au adus ei. Dar întotdeauna liber de contract asigură uh, condiții contractuale bune, dar cred că în momentul în care îți propui chestia asta, cred că ar, ai putea aduce jucători sau ar, ar trebui să aduci jucători de o certă valoare, poate chiar și din România, dar pe care trebuie, va trebui să plătești. Nu, adică să face... ieși un pic la joc, nu doar pe stadion. Da, lasă-o. Exact. Dioseghi spunea mereu că ne întoarcem la patronul de la șef și există un plafon salarial care nu poate fi depășit de niciun jucător. Dacă la un moment dat se va considera de cuvinț, așa cum spui tu, să creștem tariful, evident că vor veni jucători de o mai bună calitate și probabil că atunci Sau pe care vei juca... plătește în el, pentru că ei nu plătesc, ei, 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 nu dau atât de mulți bani pe. Da, asta e sferi. politica cel puțin la Și spunea Dioseghi nu se depășește acest plafon, pentru că dacă am timp, alis. doar da rog, doar, rog, un Îmi că... aduc aminte de un primar de la o echipă din Liga a doua, evident că n-am să-i dau numele, apropo de această balanță, investitor, jucător, antrenor, și spunea domnul primar de acolo, îi spunea președintului, măi, tu poți să aduci ce jucător vrei, dar nu are voie să aibă salariul mai mare ca mine. Deci nu e glumă. Primarul de acolo a transmis președintelui. Măi, până la urmă acolo... era un barim și acolo era un, exact. un plafon, da, maxim. <laughs> asta spunea, e. Mai, nu, nu, poate avea un fotbalist, un jucător, că nu era vorba de fotbal acolo la Liga a doua. Nu poate să aibă salariul mai băi, am râs teribil atunci când mi-a povestit președintele. Măi, n-am ce să aduc pentru că, uite, e o a localitate mică, primarul are salariu mic și nu pot să aduc un jucător Asta e, mai e trebuie, trebuie, să mă, trebuie, să mă, trebuie încadrez. Ei, vezi, trebuie să iei și decizii inspirate din punct de vedere financiar. Nu știu ce decizii au mai luat cei de la Petrolul Ionel. Au reușit să câștige cu un scor de, de, 2 la 0. Irobis o a comis-o, nu? Pentru că... A treia să... oară în acest sezon? Da, pare, pă, se îndreaptă vertiginos, așa că troședință, mi se pare. 2 la 0, 3 puncte sunt 3 puncte. Îmi pare tare rău cumva și de cei de la Hermannstadt care au ajuns de pe un loc de play-off acum să se gândească serios la posibilitatea retrogradării. Da, și începe cu păcat. cei de la Hermannstadt, chiar glumea Dani Coman, zice, băi, m-am întors la Hermannstadt cu două obiective foarte clare. Să obținem cele 9 puncte de la TAS, obiectiv deja, din păcate, ratat, și să-i prelungească contractul lui Marius Maldărășanu, care ezită în acest moment, cel puțin deocamdată, și probabil Liviu și Alis că are anumite argumente. El elegant așa spune, domne stai puțin că ne gândim la meciurile următoare, echipa e în impas, dă bine așa ca imagine, știi? Marius Maldărășanu deocamdată nu acceptă să-și prelungească contractul cu Herman Stad. În schimb petrolul, într-o situație delicată, pentru că aici este paradoxul, vorbeam și cu Liviu și cu tine, Alis, da, și și are tot ce-i trebuie, să facă ceva, petrolul suflă în coastă, care nu are mai nimic, din păcate. <laughs> nu are nimic și uite că... Și uite care rezultate. Această adică... venire a lui, a lui Lupurbu, poate a fost de bun augur pentru, pentru, vestiar, pentru tot ceea ce se întâmplă acolo în jurul echipei, dar uh, cred că și pentru luare are nevoie de mult mai mult. Ok, în uh, general, când se schimbă antenorul, vine cineva nou, există un alt entuziasm în vestiar, poate se schimbă un pic lucrurile, dar chestia asta nu poate dura foarte mult dacă nu se rezolvă problemele care sunt din spate. Ori, a. asta citeam și azi, că e deja o problemă în care trebuie să achite o anumită sumă de bani pentru licențiere, pentru la anul, să vadă cât, cât, cât ți au mai de plătit, plus pentru jucători. Adică, clar că această uh, problemă financiară apasă în momentul Dar, Liviu, Dar te loc. întreb așa pe tine ca jucător, pentru că tu dacă te duceai în altă parte, la un club, cu siguranță te interesai. Prin prietenii tăi fotbaliști, ceva de genul ăsta. Oare venea Paul Pap, venea acest brazilian Jefferson, care va fi legitimat acum de la Gaziantep, pregătit și de Mariu și Mudică, dacă nu erau niște garanții legate de partea financiară? Na, eu Realism nu, cred nu cred că veneau, sincer Clar, că veneau. Că veneau. Înseamnă că cineva ceva ceva sunt sau, niște... se va întâmpla ceva de, despre care noi nu știm. Exact. Și poate și jucătorii, la rândul lor, de asta sunt și atât de liniștiți în momentul de față, pentru că știu că aceste probleme se vor rezolva în viitor apropiat. Și de aia, poate și entuziasmul, cu odată cu venirea lui Florin Pârvu, știind că se rezolvă și problemele, duc către uh, altă stare de spirit acolo. Ori poate astea. fi, n-aș vrea să mă gândesc la asta, o așa de mare abilitate din partea celor care conduc petrolul acum. Pentru că tot anunță. Marian Copilu este cel care a preluat echipa. <coughs> se vorbește anumite medii. Mai nou, Nicolae Bara, cel care a fost în adevăr cu UTA, se spune că ar fi la petrolul în acest moment. Ori conducătorii arunc calis așa pe piață niște chestii de genul ăsta. Băi, mai liniștim un pic, mai câștigăm un meci, ne asigurăm acolo. Bine, că până la urmă trebuie să plătești. Până faci rost de bani și atunci, văzând zvonurile astea, echipa merge, te hrănești din victoriile astea acum și pare să fie un pic de liniște. E clar că cei care conduc clubul se gândesc la chestiile astea. Păi dacă tu de acolo, local, vii cu semne de întrebare, Ionel. Nu putem să fim foarte, foarte siguri, dar eu cred că. Nu. Glumesc, glumesc că aici, știu. Oamenii glumesc. care conduc clubul și măsurile astea, uite, Liviu -mă, Liviu mă aprobă. Este clar că sunt luate în cunoștință de cauză. Sunt anumite argumente, pentru că nu te-ai duce ca jucător, mai ales unul cu experiență acolo unde știi că sunt mari probleme, da? Chiar dacă tu, Liviu, ai un statut destul de bun ca jucător, nu? Să spun de Paul Pap. A, ai statut bun, ha. dar până la urmă pe oricare dintre jucători interesează această liniște financiară să asigure că acel club și, cum să spunem, nu neapărat te gândești la bani, dar te gândești la ce înseamnă pentru tine ca fotbalist să mergi într-un vestiar Corect. Tu, 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 tu ai că Paul Pap -are, nici nu are timp să strângă restanță, că el abia acum a semnat, da? da. Și deci el a practic de la luna viitoare, văd dacă își va lua banii. Dar ce înseamnă pentru noi mm -hmm. ca fotbalist să intri într-un vestiar în care right. găsești colegi nemulțumiți, deconectați, Exact. Supărați. Adică din start mediul cumva te exact. respinge pe tine ca fiind uh, suflul ăla cald de care Și are atunci nebunie. degeaba tu vii cu entuziasm, tu ești concentrat, pentru că Paul Pap uh, sau Jefferson ei n-au nicio problemă, că e doar ce au da. semnat. Nu poți să zic că domnul nu ne a luat banii. că Paul a venit și de la Craiova cu ceva în bagaje. Exact. Și atunci te gândești, băi, mă duc în vestiarul ăla, dar ce o să, cum o să găsesc pe colegii mei? Care e starea de spirit acolo? Cum, cum se pot concentra ei la următoarea partidă? Uite paradoxul ăsta, că de-aia vorbeam de paradox în fotbalul românesc și glumeau cei de la Herman finanțatorii echipei. Zice, mă, Dani Coman nu vrea să vină acum, că avem de toate. Când ai de toate, n-ai rezultate. Ei, hey, da, Aproape de toate. Hey. cum e, da. Aproape. Până la urmă lasă să fie banii dați la zi, să nu mai vedem păi da, ne neplătiți sau cluburi care intră în insolvență și jucători care nu-și mai au banii. Să fie, Bă, să fie bine. aceeași... O normalitate cere până la urmă, că nu e nimic, eu știu, și din comun. N-ar trebui să fie ceva deosebit, dar uh, normalitate, răbdare și așa mai departe sunt cuvinte tare pretențioase în această industrie, dar uh, le ținem uh, aici aproape. Mulțumesc uh, băieți că ați fost alături de mine astăzi. Am încheiat uh, emisiunea aici. Ne vedem mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV. Seara frumoasă tuturor!